Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu de astăzi, domnul Marius Manole, din Iași, actualmente stabilit la... te-a surprins, la București, și prin satelit, via Skype, doamna Rudica Mandache. Sper să o vedem în toată splendoarea dânsii. Parcă sunteți în reluare, doamnă. Hristos a înviat. În reluare e privirea voastră. Dacă ați început cu jignirile din prima frază a întâlnirii... Nu e jignire, e ceva foarte subtil, care spiritele mici așa îl recepționează ca jignire. Înțeleg. Vedeți că v-ați uitat tocul de la ochelari pe pian sau ceva, sau ce e acolo, e o pianină. Ochelarii, nu, e chiar ochelarii. A? Chiar ochelarii și a pus... Ochelarii de soare pe pianină, doamne. De soare, ai albaștri, cu sticlă verde. Stai că până să uite... Nu știu până... ce vedeți voi, mai vedeți și altă casă? Nu, numai căștile dumneavoastră. Doamna Rodica, ce să vă zic, mă bucur că vă văd, nu v-am văzut data timp. Dar, din păcate, va trebui să facem o reclamație la ăsta, grupul de strategic, cum se cheamă, de comunicare strategică, pentru că am înțeles că v-ați văzut cu fica, cu Diana, înainte de Paști, ceea ce e un delict. Va trebui să facem aici o, cum e, o, se cheamă? O celulă de criză. O plângere, o celulă de plângere și să-l sunăm pe Raed. În ce dată, mai exact, v-ați văzut cu Diana, fica dumneavoastră? Care și în ce scop? Când am născut-o. Și de atunci nu v-ați mai văzut? Nu, acum de Paști. Prima dată. Haideți să încercăm să-l căutăm pe Raed Arafat, dacă nu se măturisește, să-i trimitem, să facem o cercetare epidemiologică la fața locului, să vedem când s-a întâlnit. Nu mai stați cu capul pe spate, că ieșiți din cadru. Odată că ieșiți din cadru și pare și că, știți, ați și... Toată lumea stă cu frica în sân în perioada asta. Da, în perioada asta poți să știi dacă... Te-a luat sau nu te-a luat. Deci, haideți să facem noi ancheta epidemiologică pentru început. Îi bate soarele noi și nu ne vede. Da. În ce dată? Când v-ați întâlnit cu fica dumneavoastră? Dar nu ți-am spus când am născut-o. Haideți, și doamnă, că minciunile astea e fals în acte și ele, pe motiv de fals în acte, puteți fi și închisă. Bine, sunteți închisă, nu-i problemă, dar zic așa ca idee. Am zis să sunăm pe Raed, că eu îl știu și mai vorbesc cu el, că dacă îl supă Vela... Dacă îl supă Vela, voia clar pe COVID, voia din casă, voia târâși, vă târăște. Vine mascații și vă dați seama la ce se poate ajunge. Și cât o să ținem așa cu subiectul? Păi, dar n-avem decât o oră. Păi deja o oră avem. Cât? Deja a trecut subiect, că dumneavoastră nu răspundeți la întrebările care vi le pune realizatorii. Păi, dacă ne-a să descos de rasă... Dar fica mea nu vine la mine. Deci, fica mea nu vine la mine. Eu am aflat, a spus poze pe Facebook, care ulterior au fost șterse, a fost în vizită, exact. A fost în casă și riscul epidemiologic de infectare e foarte mare. Mai ales că aveți și o nepoțică, ea are 8 ani sau 9 ani, câți are? Cum vă cheamă pe dumneavoastră? Că tot și ea poate să fie asimptomatică? Suntem cu domnul Gelu Pălceal. I-am trimite poze pe care eu după aceea le trimit și eu mai departe. Fără să le controlați, deci, așa, practic refuzați trafic de poze. Refuzați ancheta epidemiologică. Nu refuz. Nu refuz. Dar sunteți conștiente că... să văd un om intrând în casă la mine. Da, sunteți conștiente că sunteți în culpă? Eu tot timpul sunt în culpă, puiule. Nu mai faceți puiule, că am și eu niște părinți care se uită la mine și care mă reneagă dacă mă mai bate joc. Doamna Rodica, ieri am avut o emisiune cu ministrul culturii, nu știu dacă ați văzut-o. Strâmbă, face ceva. Am auzit. Da, dar ați înțeles... Sunt confuză. Da? Este? Asta vreau să... După ce am văzut-o, sunt total confuză. Ați înțeles ceva? Că mai bine vă băgam pe dumneavoastră în direct ca să aplicați o pedeapsă... metafizică. Dar nu e de pedeapsă. Poate că el face o grămadă de lucruri care trebuie făcute. Poate că se pricepe foarte bine. Uh-huh. Dar eu sunt în mare admirație a unui ministru al culturii, cum a fost Malraux. Malraux, care a venit în cea mai cumplită perioadă a Franței, după război, când totul era la pământ. Andrei, din Franța. Și astăzi se mai trăiește din... legile pe care le-a întrituit el. Întrituit. De la drept. Întrituit. Întrituit. Da. Nu mai dați pe mine, dați-l pe Marius, pentru că dânsul poate un dialog intelectual cu domnul.
Poate că ministrul culturii de acum nu-i Marlo. Eu cred sigur că nu-i Marlo. Eu am o vagă bănuială, chiar nu-i Marlo. Doamnă, la întrebarea repetată când începe teatrele, a trebuit să răspund eu. Deci nu, nu știe când încep teatrele, da. Și asta nu este o întrebare la care el să fi trebuit să răspundă, pentru că nu știe. Atunci, dar, care sunt întrebările asta... la care n-ați primit răspunsul potrivit? Dar, păi, dar nu știa nici când se deschid librările, nici când se deschid muzee. Era cineva... Doamnă, haideți să purtăm un... Trebuie să existe o disciplină. Doamnă, trebuie să existe o disciplină a dialogului. Nu putem vorbi unul pe celălalt, mai ales să vorbească... Păi asta spun și eu, adică tu să taci și eu să spun. Păi, vedeți, nu. Vă rog. El se retrăsese într-o cochilie, păi, ați început și greșit. Stătea acolo și nu răspundea la nimic. Ați început greșit. Da. Bun, ne întoarcem. E foarte cinstit. Păi sunteți din partidul ăla sau cum? Că pare că aveți... Nu, ne vom întoarce la ancheta epidemiologică. Nu are nicio legătură cu partidul. Ne vom întoarce la ancheta epidemiologică, pentru că luați apărarea ministrului. Doamnă, era pe din afară total. Nu iau apărarea ministrului. Iau apărarea, adică ce e drept, e drept, și ce nu e drept, nu e drept. Și ce e drept? A fost o... Ministrul culturii a avut o emisiune în care n-a strălucit. Păi, n-a strălucit. Ce în emisiunea asta nu poate să strălucească deci doi în același timp, doamnă. Strălucește unul singur. Și acela sunt eu. Doamna Rodica, care la... nu știa nici când deschide muzeele, nici când deschide librăriile. Păi nu știe, că nu are de unde să știe. Doamna, nu ți pas la noi, că noi aici totuși suntem emisiunea noastră. Sunteți invitată. Eu vă simplă invitată. Pentru că mă doare urechea. Păi. Aoleu, în legătură cu? Urechea mă doare cu tot ce aud. Vă doare, adică e o metaforă, vă doare că auziți cuvinte care vă... Știi și tu ce e metaforă. Avem un fan foarte mare aici care zice, nu știu ce să fac, să mă uit la voi sau la mizeria asta, aiurea cu legea, cu ținutul secuiesc. La ce să mă uit? Știți că am fost acuzat că eu și cu Jolt am furat Ardealul și l-am încuiat, l-am închis, l-am ascuns în mansardă la Poezia. Adriana, te uiți la noi, te rog. La noi, la nimeni altcineva. Da, vă rog. Jolt mi-a trimis astăzi... pește. Foie gras. Un SMS că Manole și-a pus tot timpul mâna în gură, pe față, în ochi, a lins nu știu ce mânca. A lins de pe jos. Și că da, era dar eu pe sunt... vremea când... Eu sunt imunizat, doamna Rodica. La mine COVID-ul, nici COVID-ul nu... Da, la nici el COVID-ul ăsta, îi totuși. Cade COVID-ul ca muștele. Spuneți-mi, nu doamnă... știți cum se ferește domnul Tuc aici de COVID? Zici, da, că, da, nu zici că nu ne-am atins deloc. Spuneți-mi, doamna Rodica, după părerea dumneavoastră, când a trebuit să înceapă piesele de teatru? Peste un an. Vai, de mine vă omoară actorii. Deci nu există... Nu mă omoară actorii. După cum arată totul, harta zilelor noastre și întâmplărilor de fiecare zi, am înțeles că acest virus nu este natural și că nu știe nimeni în de ce unde, fel alo, o să... Alo, fake news! De unde a scos asta că nu e natural? Adică nu e cultivat într-o grădină sau... Cum ai? Nu e bio? Nu e organic? Cum adică nu e natural virusul? Nu înțeleg. Nu e natural. Păi acum ați întors lumea medicinei, doamna Rodica, păi ați întors toate studiile, ați cu informația asta ne-ați bulversat pe toți. Dați breaking news acolo. Virusul celebra nu e natural. Rodica Mandache din Iași. Corect. Care avea casă cu ce avem, cu marchiză. Cu firidă. Cu firidă, cu marchiză. Două puncte. Virusul nu e natural. Mamă, păi agențiile de știri. Haideți puteți să vă pun legătură cu Trump care zice să luăm chimicale pe gură. Ca să ne mai purificăm. Închideți că o sune de la Associated Press. Ca să dea declarații în legătură cu afirmația făcută. Da. Săraca, măi, frate. Doamnă, dar nu puteți mai bine să vă luați și horum ăla dimineața ca să nu mai spuneți asemenea aberații? Deci, dumneavoastră, credeți că este o pandemie? Asta este indusă, asta sugerați, nu? Nu, nu, că... Mergeți pe teoria conspirației, înțeleg. E un virus care n-a mai fost... Care n-a mai fost. Văzut până acum. Lumina zilei. Care n-a mai... Adică nu e ca epatita, nu e ca epatita, ca astea care le-am mai avut toți. Epatita? Da, adică nu e ca epatita A, epatita B, epatita C,
care să fie comun, adică boli care le are toată lumea. Uite, ce în studio, că asta aveți hepatită? Păi, dar cine nu mai are? Toată, cine mai e cineva care nu are hepatită? Eu nu știu, eu nu mai cunosc pe nimeni care nu are hepatită. Da. Sau ca tifosul sinusoidal, sau ca, nu? Adică, ce anume? Tifosul sinusoidal. Adică, boli autoimune. Deci spuneți că este ceva diferit decât toate lucrurile astea de care v-am spus eu acum. Da, și când a apărut tifosul, la fel a fost. Da, da, tifosul sinusoidal. Genetic, tifosul sinusoidal s-a născut la... El a apărut la sat. La ca sat. Veșnicia, da. S-a născut la sat. El după aia a apărut vaccinul, că și de asta eu mă rog. Și credeți că pentru acest virus care spuneți că este nu-i organic, va exista un vaccin? Măi, sifilisul a venit din Mexic, din Cuba. Doamne, am înțeles de unde a venit. Cu unde a venit, doamnă? Pe jos, cum a venit? Descurcat cu el. Cum? Din Cuba a venit sifilisul? Nu s-au descurcat cu el. Păi din Cuba sau din Mexic a venit sifilisul? O tărâți-vă. Mă rog, am înțeles că l-a adus un domn. Un domn mai... Din Caraibe. Din Caraibe. Păi dacă este te-a dezbrăcat acolo, tentațiile erau mari și probabil nu că așa s-a... S-a ingerat sau nici nu știu cum să face și el. Și noi am dus acolo hepatită. Dar noi am dus și ne-au dat la schimb și ne-au dat sifilis. Noi am dus hepatită și i-au dat sifilis. Deci a fost un troc. Păi chiar așa a fost. Exact. Chiar așa a fost. Da. Da. Uite, numai la ruși am dat tezaurul, când puteam să le dăm și lor. Și niște sifilis. Niște sifilis de ăsta, sinusoidal, că noi avem un fel de anume. Exact, e aparte al nostru și e amprenta genetică cu ăsta sinusoidal. Da. Eu mă simt foarte înălțată când vorbesc cu voi. Doamnă, și noi la fel și uite, ne bucurăm că suntem în asentimentul dumneavoastră. A, uite, deja primele mesaje asta. Care laudă prestația noastră, trei doamne și toți trei. Deci e în asentimentul publicului. Doamne, adică vreau să vă atrag atenția și în fața publicului, pentru că mi s-a întâmplat o mizerie în legătură cu dumneavoastră, cu persoana noastră. Aoleu. Deci eu după Paște, când era prima zi de Paște, poate, că nu le-am numărat exact, că nu știu, că eram, am fost și într-o stare poate mai ambientală. Ai zi odată. E, păi vedeți, mi-a luat din preludiu. Mie în preludiu îmi place cel mai mult. Da. Bine, da. Trecem. Hai. Hai, trecem peste preludiu. Ia uite, vă, ce mizerie pe asta. Așa. Și zic că dau un mesaj la dumneavoastră, zic să dau și un mesaj la o mare actriță care să... Respectă și credincioasă, și zic, cu frica lui Dumnezeu. Da, da, cu frica lui Dumnezeu, care ne-a ținut teoria săptămânii mari, care ne-a povestit pe zile. Și zic, da. Dau un mesaj frumos, nu m-am întins la glume, am zis Hristos a înviat. Și ce îmi scrie dumneaseale? Mm. Știu. A, nu se poate. Doamna Rodica, păi e, asta păi e... Păi Rodica, să încadă, doamna, să încadă telefonul de mână. Am luat imediat un acatist în mână, m-am dat. Cum se poate să faceți așa? Ce ai luat în mână? Un acatist. A. Se poate. Păi, a venit foarte târziu. Păi a venit târziu. Eu v-am lăsat să vă odihniți. V-am dat în prima zi de Paști seara. Să vă treziți din alea, ați fost poate, a stat la slujbă noaptea, n-a să vă deranjeze. Ați intrat pe net la slujbă, pe online slujba? Da. La ce biserică ați urmărit? La Mitropolie. La Mitropolie. Acolo cu prea... Aici. Pe Trinitas am fost. Pe Trinitas. A fost pe Trinitas. Păi, dar aveți Trinitas, doamna? Ați plătit cablul să aveți Trinitas? Că la noi n-a tăiat Trinitas în cartier. Ce întrebări sunt astea? De ce întrebări trebuie de credință. Da, atunci, dacă nu sunteți obișnuit, dacă nu sunteți mulțumită de formatul emisiunii pe care, la care noi am lucrat și la care suntem o televiziune exact. Serioasă, închideți și mergeți la alte emisiuni. Duceți-vă, doamnă, la Trinitas, să vă bage aia în direct la Trinitas. Să stați live la Trinitas toată ziua. Măi, băieți, ce golani sunteți. Dacă noi suntem golani... Adică noi vă recomandăm să vă uitați la Trinitas și ne faceți golani. Haideți, doamnă, că lumea vede oricum ar fi. Nu mai e repere. Și dacă îl face pe el publicul actoraj, nu e. Deci pe mine m-a jignit tot publicul de ultima oară până acum și o să mă jignească, simt foarte puternic și după această emisiune, doamnă. Adică sunt în gura presei. Eu sunt în... Din ce cauze? Cine? Din toate cauzele. Că mă leg de dumneavoastră, că nu vă respect. Că am zis că sunt fericit că stau în casă. Așa o fi. Dar de unde să fie, doamna, așa, dacă nici eu... Bine, doamna, ia uite ce tricou trecem. Frumos am. A, uitați, da, puneți-l pe Instastory. Doamna Rodica, haideți că trecem la rubrica noastră știască, de fapt nu știască. Da. Adică eu vă citesc ceva și dumneavoastră spuneți cine a scris. Bine, nu e cazul să ghiciți vreodată. Oricât ar părea de scandalos, de lipsit de demnitate și noblețe, voi risca să spun... Că, de când sunt arestat la domiciliu, normal, nu marile rețete ale singurătății m-au ajutat, ci mai curând mici derapaje înspre minori, că tot ne faceți vagabonzi și care nu știu ce,
înspre divertismentul nepretențios, înspre lenea consumului întâmplător. Nu marile construcții gastronomice m-au hrănit cu adevărat, ci aperitivele, gustările frugale, anexele discrete. Recunosc cinstit, am lăsat din mână, după 2-3 pagini de lectură, cărți monumentale, serioase, importante, edificatoare și m-am bine dispus ascultând nu Wagner, ci Dean Martin, nu impozante coruri celebre, ci amărui vioicini lăutărești. Le recomand ca fiind în plus și de actualitate, Grea e boala de plămâni, cântată de Romica Pucean. S-ar zice că am învățat să fac față sentimentului tragic și pompos al deșertăciunii prin firescul deșertăciunii asumate. Am descoperit absolutul de la firul ierbii, mai prietenos, în condițiile date, decât absolutul țanțos și sideral al edificării supreme. Hai, dă-mă! Bă, da, ce frumos ai citit, mă, Marius. Păi da, eu merg pe citire. Da. Cine a spus? Hai, că acum... Și o să-l întreb. Nu știu. Haideți, doamnă, că e la mintea cocoșului. Ce hai de mine. Limbajul dacă cunoscut. A zis că s-a coborât uneori, s-a adaptat din minore, lucruri minore, cum? Da. Păi... Da. Mai el ascultă întotdeauna lucrurile de jos, pentru că spune că îl fascinează și vrea să vadă până unde ajunge lumea. Și cine a scris? Haideți că e cu premiu, doamnă. Da, la care a scris. Găsiți o damigeană de vin sau de COVID, cine pierde? Marius, hai că înțeleg. Păi eu cred că a scris domnul, adică am și eu un semn de întrebare, că mă ori la domnul Patapie, îmi zboară mintea, ori la domnul Plesu. Plesu? Cred că la domnul Plesu, până la urmă, mă opresc. Da, pare rău. Așa deci scrie pe hârtia de abia dat-o, Andrei Plesu. Deci îmi pare rău, dar a ghicit și de... Dar lui place să asculte lucrurile astea și păi... să studieze fenomenul. Păi și ce faceți, domnule, vă luați după Manole, după ce a ghicit el, că e vorba de domnul Pleșu, ziceți, da, asta am vrut să spun și eu. Cine a zis celebru citat, mai mult citează decât citește? Eu n-am spus asta. Da. Dar dumneavoastră, ce citiți? Că eu citesc totuși pe Pleșu, uite, am aici iar un citat celebru, dar nu încă îi spune despre cine vorba. Rabindranath Tagore. Adică, nu pot să... Ce face? Ce citiți? Vă uitați numai la Trinitas? Haideți să vă dau alt citat, doamnă. Uite ce, acum e și semn cine ar putea fi. Din perspectiva budistă, fiecare ființă ce poate simți și cunoaște deja suferința și adevăraturile bolii ale vârstei înainte și ale morții. Dar în calitate de ființe umane avem capacitatea de a ne folosi mințile pentru a depăși sentimentele negative, precum furia, panica sau lacomia. În ultimii ani am pus accent în special pe ideea de dezarmare emoțională pentru a reuși să vedem lucrurile în mod realist și clar, fără confuzia provocată de frică sau de furie. Spaimă, același lucru. Dacă o problemă are o soluție, trebuie să muncim, doamnă, pentru a o găsi. Dacă nu are o soluție, nu trebuie să ne pierdem timpul cu ea. Cine a spus? Haideți că e a doua întrebare și ultima, că la noi. Păi nu știu. Păi dacă era vorba de ăștia de budiști, cine putea fi, doamnă? Dalai Lama a spus acest citat din Dalai Lama. Și îmi pare rău că nu sunteți aici de față ca să... Dar ați văzut, dar ce frumos citește domnul, adică când el preia tonul autorului, la domnul Plesu a fost un pic așa jucăuș, după cum dar la Dalai Lama a avut așa un fel de așezare în pagină, nu știu cum. Haideți, doamnă, spuneți-ne. M-a fascinat chestia asta. E fascinat. Da. Haideți că e ultima încercare pe literatură, pe care trecem la ancheta epidemiologică, pentru că simt că nu se poate. Există un film japonez pe care ar trebui să-l vedem sau să-l revedem în această perioadă de epidemie. O întrebați pe doamna Mandate? Nu. Titlul în engleză este, nu dau titlu, un film realizat de... Balada din Arayama, da. De Shoshei Imamura, cum? Balada din Arayama. Da, știți despre ce e vorba, da, în sfârșit ați nu ghicit. Cred că știe, dă să vă... Da, știe toată lumea acum. Acum știe toată lumea. Cine a scris articolul? Bine, doamnă. Scris articolul, nu știu. Ei, cum nu știți? Filmul de la care se este autor român, trăiește la Paris, a scris exact, celebra piesă, Buzunarul cu pâine. Da. Stați că m-a sunat domnul
Domnul doctor Ion Alexie, suntem în direct. Spuneți, domnul doctor, dacă e ceva pentru doamna Rodica Mandache, o cunoașteți, Patrița? Dacă are să-mi dea ceva de somn. Nu vreau să vă deranjez, n-am știut. O știți pe doamna Rodica Mandache? A apărut într-un film când era mic. Da. Nu, poate dacă o văd, o știu. Din Iași. Mă, ținută voluptoasă. Zima, stați un pic că vă face descrierea domnul Manole, colegul meu. Cum e arată? Un doctor la telefon? Domnul doctor din Las Vegas, doamna Rodica. Stai un pic să-ți facă, domnul Ion, să-ți facă prezentarea. Este o doamnă actriță strâns legată de Florin Piersic, care istorie se leagă de domnul Florin Piersic. Minionă, blondă, 1,60, talie de vespie, chiar porecla din ei, pe timpul era viperel. 1,65 după caz. Al cunoaște pe Piersic. Păi a fost, a jucat cu dânsul într-o piesă, Visul unei nopți de vară. Visul unei nopți de iarnă, când era, practic, au fost într-o relație aproape... Chiar vorbea tot București, toată țara a vorbit atunci. Da, vă rog, de ce n-a sunat? Aș vrea și eu să văd o femeie din România care n-ar fi vrut să fie într-o relație cu Florin Piersic. Păi corect. Nu, mulți au vrut multe, dar aici corect, s-a fost. Corect, corect. Asta e ideea, diferența. Florin Piersic era mai tare pe vremea aia decât e Brad Pitt acum. Bă, păi ce, Brad Pitt deja e... Ce să mai e istorie, nu mai... Poți să le ieși pe domnul Piersic. Da, știu, Florin Piersic e un tip foarte drăguț, îl cunoști probabil. Da, ne-a sunat, e vreo descoperire de ultimă oră cu COVID-ul ca să nu vă mai țină. Ce zice lumea? Ce până la Las Vegas? Nu e neapărat o descoperire, s-au publicat niște informații de firma Gilead care face Remdesivirul, niște studii preliminari care, după părerea mea, nu sunt... complete, informația nu este nici ea completă, așa că stați o secundă, domnul doctor. Doamna Rodica Mandache, dacă mai sunteți pe fir, sunt niște descoperiri noi legate de Remdesivir, dacă știți. Antiviralul Remdesivir. Cunoașteți? Haideți că am deranjat somnul după amiază al doamnei și revenim noi cu un telefon, da? E dânsa el pe siestă, e pe alte, da, scuze. Am primit un mesaj foarte frumos pe care trebuie să vi-l citesc, doamna Rodica, și sper să fiți de acord cu domnul Cosmin Marian Pop, că tot medic, cred că, sau nu știu ce, interlocutor oricum, da? Care zice, pe Manole, Boanchiș, nu știu cine e Boanchiș, care caracteriza cel mai bine. Manole este rumegușul care rămâne pe scândura unde au jucat Olga Tudorache. Excepțional, excepțional. Aplauze, băgați aplauze. Excepțional, da. Într-adevăr, e foarte bun. Dar domnul Cosmin, aveți o... Domnule, reprezint tot ceva. Aveți un premiu din partea mea, știu că n-aveți nevoie de premiu din partea mea, dar eu vi-l ofer cu mare drag. Dar unde citești comentariile astea? Pe pagina? Pe Mediafax? Pe Mediafax. Dacă ai jignit-o iar pe doamna Rodica, atunci imediat... Doamne, lumea reacționează. Cum ești rumegușul? Ești rumegușul care rămâne pe scândura unde a jucat Olga Tudorache. Da. Este antologică și aș intra pe site la domnul Cosmin Marian Pop. Și comentează și lui. Spune că are o poză cu fotbaliști, dar nu-mi dau seama exact ce... Păi ce... cu fotbal. E un domn, da, care practică fotbalul, cred că în cum să... Bine, așa după aparițelul, n-ai zice că... Păi n-are mare, are 120 de kg în viu. N-are doamna Rodica, haideți că mai facem o ultimă încercare legată literatură. Bănuiesc că dumneavoastră această stare de carantină nu v-a căzut-o mai bine, pentru că ați rămas pe Trinitas blocată. O ultimă încercare, sincer. Mie mi-a rămas foarte bine. Ce? Nu mai spuneți așa. Că... Eu mă simt foarte bine. Nu s-ar zice, dar cum arătați? Poftiți? Cum arăt? Că arătați excepțional, nu foarte bine, adică de la foarte bine sus. Problema cu adevărat majoră este demonul nostru lăuntric, doamna Rodica Mandache. Doamna Rodica, ura noastră, lăcomia și ignoranța. Mă tem că oamenii reacționează la această criză nu cu solidaritate globală, ci cu ură, învinuind alte țări, învinuind minorități etnice și religioase. Dacă publicul este înspăimântat de epidemie și vrea să preia conducerea un lider puternic, atunci este mult mai ușor pentru un dictator să facă exact asta, să preia frâiele puterii. Dacă de partea cealaltă există reacție din partea publicului, atunci când un politician merge prea departe, atunci aceasta poate împiedica cele mai periculoase evoluții. Haide, cine nu, vreau să întreb, primul rând, dați-mi voie, vă rog. Cu cuvintele noastre ce a spus acest articol, doamna Rodica, până la urmă. Pe înțelesul spectatorilor, care, uite, pe înțelesul domnul Cosmin Marian Pop, de exemplu.
Că suntem prost, mă, așa. Ce? Ce-a zis? Că nu toți muncesc. 0747800, telefoanele sună, în disperare, da, este, mesajele. Este o audiență, s-a ridicat audiența aproape, doar ridicat de maximum. Da, s-a ridicat de la nivelul solului, la nivelul, la genunchiul, la genunchiul broaștei. Doamna Rodica, dacă ați mai scris ceva la cartea dumneavoastră care avea de acum 3 săptămâni, 875-878 de pagini, vă rog. Cum poți să intri în intimitatea mea cu bocancii? Aoleu, stați că ne-ați coborât un pic nivelul conversației. Păi, da. Dar ce a spus rău? Adică a întrebat câte pagini ați mai scris la cartea care era oricum cu multe pagini. Adică... Da, eu am scris și m-am ocupat. Asta a întrebat și el. Unde a greșit? Ce a fost așa de greșit? Că... Am așteptat să vă întâlnesc pe voi. Nu prea se pare că eu n-am primit niciun semn de la dumneavoastră, un telefon n-ați dat. A fost o bogăție de repertoriu, de spectacole pe online minunate și foarte ceva, mult. Ceva a rămas, rămas pe suflet așa, ceva uns pe suflet. Ce spectacol v-a rămas la suflet? Vi s-a lipit ca marca de scrisoare? De suflet. De la Cluj mi-a plăcut, mi-a părut bine că am văzut cele două. Antoniu și Cleopatra, cu Gina Patrichi și cu Tony Tauf și Hamletul lui Mugur, lui Vlad Mugur. Lui Vlad Mugur. Da. Și m-am îndrăgostit a mea mare de Bogdan Jolt și și de Sorin Leovean. Trebuie să spun acum a mea oară că e într-adevăr un actor care îmi dă lecții de fiecare dată când joacă ceva. Bună ziua, ne-au lipsit invitații dumneavoastră săptămâna trecută. Săptămâna trecută nu s-a putut. Eram pe virus. Rodica a fost pe meditație, pe asta, după săptămâna patimilor. Ce? Poftim? Am fost. Vedeți că aveți semnalul scăzut. Aveți, da. A fost semnalul luminat, n-a trecut. V-a scăzut semnalul foarte tare. Dar ne-am să ne vedeți pe... Da, ne vede. Uite, n-am plătit factura la Orange. A, des o plătesc. Avantajele vin online, plătește factura din contul tău și îți mai primești 50 de puncte. Adică, ai deschid după aia să mai dai și mie 50 de puncte. Doamna Rodica, și eu practic... am un nou consilier de la First Bank. S-a schimbat consilierul, da. S-a schimbat, e domnul Radu Ilie acum. Da. Și n-ai achitat ratele? Păi n-am avut posibilitățile, că s-a oprit teatru. S-a oprit, da. Spuneți-mi, doamna Rodica, în aceste două săptămâni, cum v-ați petrecut zilele, nopțile, aceste zile care au trecut? Păi tocmai că am spus aceste că am zile, n-am terminat întrebarea. Cuite-mi și eu ceva în regie. Zile egale, o zi seamănă cu alta, parcă nu mai avem luni, parcă nu mai avem joi. Când i-a zis și Chirilă, i-a zis lui Dorina Chiria că ne vedem joi și i-a zis că ne vedem pe... Mă rog, da. Ce ați mai făcut, practic? Haide să o luăm pe scurt. Am făcut foarte multe așa. Și nu m-am plictisit deloc. Păi așa se zice, că un om deștept nu se plictisește cu el. Da. Dar nu știu dacă sunt deșteaptă. Dar nu m-am plictisit. Doamna Rodica, ce n-ai... Păi și am făcut foarte multe lucruri. Așa. Și v-am păstrat, adică am găsit un text și am vrut să vi-l citesc, dar așa cum mă pregătiți voi, nu pot să-l citesc. Păi, atunci hai să tăcem un minut și haideți, doamnă, hai să tăcem un minut și atunci un minut așa ca să spălăm o publicitate, cum ar ce a fost înainte, da, o publicitate, vorba vine că n-avem publicitate, că nu e cazul, dar stăm așa vreo 38 de secunde și... Nu, că mi-e frică, știi de ce? Că în timp ce o să-l citesc... Trimite-mi... În timp ce o să-l citesc, voi o să... Nu, tăcem, promitem noi că suntem cu minți și tacem din gură. Da. Taceți? Da, tacem. Dar... Are 3 pagini. Ah, păi nu, că numai bun. Hai că oprim atunci emisiunea. Citiți ultima pagină și alea le registrați, le dăm data viitoare. Păi vezi, uite, de asta mi-era frică. Păi dați noastră 3 pagini într-o emisiune de direct. Tu știi, știți ce public activ avem noi? Păi noi avem un public care imediat pac, țară, da, un subiect ca la o ghicitoare, adică pat. E un text care interesează pe toată lumea. Bine, doamne, hai. Puneți-l. Bine, uite, haide să vă arăt. Da? Uite. Am și o carte, să citesc toată cartea la Lilieci. Dar nu, n-am timp. Haideți, citiți cele 3 pagini care interesează pe toată lumea. Ia să vezi.
Vă rog. Deci, este Marcheș. Marcheș. Noi ne... Cum se ia, Marius? Că noi ne luăm, adică ne păstrăm dreptul dacă nu... Da, ne rezervăm dreptul de a comenta dacă nu ne... Da, da, vă rog. Dar nu în timp ce citesc. Nu, după, doamnă. S-ar putea să fie și în timp, adevărul e, dar mă rog. Nu, dar n-aș dori în timp. Sigur că nimeni n-ar dori să se întâmple asta, nici noi, dar dacă se întâmplă... Vă rog. Haideți, ca să nu mai, că pierdem timp. Deci e scris de Marcheș în anul 1955. Oh, da, ce frumos. Și el spune din ce cauză l-a scris. Uh-huh. Da? Pentru că un redactor dintr-o editură a spus, vai, Columbia nu mai are poeți și scriitori talentați. Și atunci m-am apucat să scriu, numai ca să-i arăt că știu să scriu și că are Columbia scriitori talentați. După aceea mi-a plăcut foarte mult să scriu și după aceea n-am mai putut să trăiesc fără să scriu. Haideți că n-a fost 3 asta pagini, a fost chiar scurt. În 1950. Păi, doamnă, deja se cheamă... Ce se cheamă? Măi, eu nu se poate. Cred că sunt o idiotă, pentru că mă bag așa în foc și voi mai puneți încă niște lemne pe mine. Posibil. În loc să mă ajutați. Dar poate că sunt stătută, poate vreau să fiu actriță, poate vreau să citesc ceva, poate că vreau să ajungă la lume. Lasă-mă. Cine nu vrea? Cine n-ar vrea să ajungă cum la lume? Cum se face? Tata cântăreț care vrea să... jumătate de oră vorbiți de foile alea 3. Haide, citiți-le odată. S-am trimis? Oare? Da. Isabel văzând cum plouă în Macondo. Mm. Iarna se năpă... N-am citit titlul, măcar. Azi era frumos. Era deci, Isabel se acordă în Macondo. Haideți să vedem mai departe, așa. Nu pot. Păi este o incapacitate personală, nu mai dați vina pe noi. Că noi acum v-am oferit un spațiu de emisie care costă, știți că noi avem publicitate, de exemplu, suntem ceruți... 1000 de euro păi, pe secundă. Noi am putea spațiul ăsta să-l folosim pentru alte magazine. Gelunițu povestea că l-au distribuit în Zamolxei de Blaga. Dar foarte rău. Era tânăr actor. Și a citit un monolog, așa începea piesa. Și după ce l-a citit, George Voicu a făcut... Deci nu vreți să ne spuneți cum plouă la Izador acolo sau unde era? Păi vezi, de-aia nu trebuie. Pot să citesc în jurul unui divorț al lui Topârceanu, pot să joc A trecut acceleratul, doamne. Ia toți copiii de pe încașe să vină la Mediafast să vadă A trecut acceleratul. Marius Tucă Show, A trecut acceleratul. Haideți, interpretează doamne. Actrița Rodica Mandan. Ce? Bă, dar toată poezia mi-o strică. Cum? Interpretează actrița Rodica Mandache. A trecut acceleratul. Nu pot. Nu. Nu pot. Mi-e tare drag să spun poezii. Bine, haideți că vă inspir eu, doamnă, imediat. Doamna... Să ne pipăim. Cum o cheamă? Hai, spuneți voi poezii. Doamna Rodica, citesc eu două strofe, nu 3 pagini. Poate se cheamă La Lilieci, poemul. Este cel care a dat titlul, da. Titlul cărții. La Lilieci era cimitirul din Bulzeș, cum ar veni. Nicăieri nu mănânci o varză cu carne mai gustoasă ca în cimitir. De ziua morților, când se face pomană și toate femeile vii se întrec în deale mâncării. Masa e întinsă pe iarbă, la umbra bisericii, crăpate, de-a răzbit aproape de sfinți crăpătura și când bate crivățul iarna, cred că le degeră colacii de lumină care le strâng tâmplele. Pe costreie și troscot se întind ștergalele de cânepă, ținută să nu le ia vântul, de strechini și oale smălțuite, unde se vor împărți la urmă, poate apuca și voi, mare Dumnezeu, dar mai e până atunci, neghiorțe mațele, ni s-a lipit burta de șale. Ce face popa ăla de întârzie?
data, restul mâine. Păi, dar ce frumos a fost. Da, da, a că fost pe tine te impresiona și pe tine. Chiar nu știam cum. Haideți, asta. Doamnă, ia, să uite pe telefon, pe ceva, hai, vă rog. Hai nu că... mă uit pe nimica, ascult și mie îmi place Zorescu foarte mult și vreau să te ascult, Zorescu? Pentru că era frumos. Dar poate că v-am inspirat, haideți, dați drumul și dumneavoastră la... Haideți, la... măcar a trecut acceleratul. Nu pot. Nu, e un text, dar poate toată lumea poate să-l citească. E al lui Marcheș și poate să-l citească. E o întâmplare care, doamne, vă vede, reprezintă numai... exact... Vi se vede doar măgelele alea colorate, nu vă mai vedeți dumneavoastră. V-ați dat, v-ați tolănit pe partea Islandă mai mult. Dați mai... mai... așa. Așa e bine? Așa, deci, da, citiți acum. Dar ce aveți, un prosop? Și e un text care explică care prosop, o situație limită în care poate intra o comunitate. Și că, de fapt, e în interiorul minții noastre și trebuie să găsim puterea într-un fel ca să supraviețuim. Ce, doamna, e scrisă foarte poetic și... Acceleratul o recomand din tot sufletul. A trecut acceleratul sau ce? E poetic. Păi chiar e poetic, să știți. Deși pare că e o poezie descriptivă ca și romanul circular modern românesc transmis pe piață de celebrul, numai puțin celebrul Liviu Rebreanu, care a scris și piesele de teatru Ion și Pădurea Spânzuraților. Că nu n-am jucat și eu, chiar și eu am jucat într-o piesă de teatru scrisă de Liviu Rebreanu. Și poezia Accelerat-o face parte, e o componentă din poezia circulară modernă. Sigur, are accent de bizantin. Toată viața mi-am dorit. Da, mi-am dorit să fiu într-o emisiune de asta. Uneori visul se îndeplinește, doamna Rodica. Iată un exemplu, dragi spectatori, de om care și-a realizat visul în direct cu noi la Smart FM, cum ar veni, care nu e Smart FM, media fast. E Smart Radio, e Marius Tucășo, e de toate, tot ce poate fi. Doamna, ne asaltează fanii. Practic am mai primit un mesaj în ultima jumătate. Pe mine mă jură în continuu. Da, dar ei se îmbulzește foarte mulți deodată și atunci abia a trecut un mesaj, că e mică, e conducta, e asta până care treci. Și zice așa, și noi ne rezervăm dreptul de a iubi pe doamna Rodica necondiționat, așteptăm paginile. Deci oamenii așteaptă să citiți ori alea trei pagini care e o intromisiune. Uite, da, dacă iar intră un bondar care face... și iar intră o muscă care face... Aș vrea să delimităm asta... exact, să știm exact care personajele, adică care e bondarul și cum a fost distribuit, pentru că s-ar putea eu să mă cred bondar și domnul Marius muscă, sau să mă cred eu muscă și domnul Marius bondar. Deci vreau să știu exact care sunt distribuția. Deci, doamna Rodica, lumea așteaptă să citiți cele trei pagini. Am înțeles că e vorba de o introspecție a eului pe marginea... prăpastie această... Haideți, doamnă, cu acceleratul, vă rog eu frumos. Să citească mai bine. Haideți ca să... Haideți cu acceleratul. E și scurtă, e și o poezie... Exact. Nici nu știi dacă a trecut nu sau... Nu e așa de scurtă. Nu e așa de scurtă. Mai săriți dumneavoastră versurile neimportante. Că acum nu o să spuneți fiecare vers în parte, că doar... Na, vedeți dumneavoastră, când vine... Cât... Era un banc... care mi-a pus un doamnă, prieten. Mai avem 10 minute de emisie. Haideți, vai, pe serios. Haideți, păi ne dă afară publicitatea. Păi, ne dă... Pot să citi. Da, vă ascultăm, chiar vă ascultăm. În deci și asta... noi ne rezervăm dreptul, păi uitați ce zice, că se îmbulzește mesajele peste noi. Și noi ne rezervăm dreptul de a iubi pe doamna Rodica necondiționat. Așteptăm paginile, câte ori fi ele, două, trei, citiți măcar una. Și zice, a ajuns din nou în Cagliari, Sardinia. Deci, practic, oamenii vă urmărește din Cagliari, că e număr de Italia. Și ea a trecut prin COVID, nu așa? Da. Da. Hai să le facem o bucurie, doamna Rodica. Hai să le facem o bucurie. Hai cu acceleratul ăla. Nu, cu ce aveți? Cu ce aveți dumneavoastră pe casă, pe acolo? Ăla ce e? Prosop? Plec? Iarna se năpusti într-o duminică. Iarna se năpusti într-o duminică. Am înțeles că nu suntem tâmpiți. Iarna se năpusti. Scuze. Nu, dar pe bune am înțeles, ne-a spus de trei ori același lucru. Haideți, că iarna se năpusti într-o duminică. Bun, hai să mergem mai departe. Să vedem ce s-a întâmplat când s-a năpustit iarna într-o duminică. Să vedem ce a făcut oamenii din sat. Să vedem cum s-a gospodărit. Adică, păi, rămânem la iarna se năpusti într-o duminică. Cât să stăm la... Păi...
Nu se poate. Nu se poate să luți așa de jos. Stai jos, adică, da, de știți, uneori... Doamne, mai bine de jos, o luăm de jos în sus. Doamna Rodica... Deci Iana s-a răpustit într-o duminică. Da, Iana, de ce putea să se năpustească într-o joi, cum i-a zis Chirilă lui Dorina, da, Chiriac, da, când ne vedem joi și atunci se putea năpusti, da, și ești Iana. Da, curios, uite, și domnica de la cameră și toți ne întreabă ce, da, s-a întâmplat, ce s-a când s-a întâmplat după ce s-a... Adică dorința e foarte mare să știm exact ce s-a întâmplat, că poate o fi... Adică... Cum au manageriat ei dezastrul ăsta când a intrat iarna într-o duminică? A, stați așa, deci domnul Manole, hai că v-a luat. În timp ce o așteptăm pe doamna Rodica Mandache să spună o poezie, de ce nu spune Marius Manole una? Da. Pentru că eu nu recit. Rodica, fii atent, știi ce? Aveam o fabulă, am o fabulă dacă da, vrei. Da, 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 mai am o fabulă. Emisiunea următoare. Stai, nu, uite, ai zi odată. Păi nu mai zic acum că am fost... Deci știi ce a pus Marius pe Facebook, da? Că el e bine așa să stea acasă, că e fericit să nu mai joace. Și uite, deja am primul mesaj, de că e cineva care a citit. Da. Dar colegul tău, Marius Manole, pe care eu așa îl foarte mult admir, să ne explice postarea, dă, pe bună, citește postarea, în care spunea că nu vrea înapoi pe scenă, nu am redat corect, dar ideea cam asta era să ne dezvolte angoasa sau plăcerea. Te rog, citește ce ai postat și să comenteze și... Doamna Rodica Mandache. Deci eu am scris așa, doamna Rodica. Eu cred, eu cred că, cine să crede? Despre mine vorba. Da, eu cred că atât de fericit. S-a dărâmat, s-a spart casa. A clacat, frate. A clacat numai la eu, bă, cred. Bă, băiatule, băi. Fai de mine. Hai zi, zi. Vezi bine, doamna Rodica? Nu, da, acum încearcă și ea, știi, să... A, să mă întrerupă pe mine. Da, și zic, care o, trebuie să mă întrerupesc cât vrei. Bă. Eu cred că atât de fericit n-am fost niciodată. N-aștept deloc să ies din casă, iar perioada asta a fost una dintre cele mai frumoase din viața mea. Practic, dacă nu s-ar prăbuși economia, ceea ce mă foarte deranjează. Bine, foarte bine. Și nu ar fi oameni afectați de mizeria asta de COVID, adică oameni care să moară de foame, să fie bolnavi. Asta nu. Eu aș putea să... O să murim toți. E, de murim, murim, dar aș vrea ca să mor eu înainte altora. Eu aș putea să stau în casă încă un an. Nu mi-e dor deloc să mă văd cu oameni, nici să socializez și cu atât mai puțin îmi doresc să mor pe vreo scenă. Să aveți o zi bună. Cum comentați, doamna Rodica Mandache, vă rog. Astea sunt exerciții pe care le fac oamenii ca să-și arate lor că... Doamna Rodica, dacă eu chiar mă simt bine, adică care e problema? Nu înțeleg unde am deranjat pe cineva, dacă eu am zis că eu mă simt bine acasă. Adică de ce când nu te simți bine, că numai proștii să plictisesc? Toți ne simțim bine acasă, păi atunci... dar nu poți să vorbesc. Dar de ce tu nu poți să vorbesc? Tu ești o persoană publică. Cine a zis? Ești o persoană cine a decis? Mai vrei, mă, lasă să comenteze la zi. Eu am decis. Așa. Ești o persoană publică. Că ești un om, para... știu eu, iubit bine, de ceilalți, de publicul tău, pentru lucruri bune pe care le ai. Intră în cadru. Și nu ai voie să... doamna Rodica. O să scriu un post în seara asta, intrați promit în eu. Intrați în cadru, doamna Rodica. O promit eu că vedem mi un pian. Se vede doar o ureche, așa, mai, așa, mai. E super, băi, super. O să scriu, o să scriu. Și la 55 de ani e super. O să scriu în seara asta un post, Marius, se promit. Te rog să citesc în emisiune. Nu, și scriu așa, sunt foarte nefericit. E cea mai neagră perioadă din viața mea. Îmi doresc să... Dar nu așa, bole! Ba da, doamna Rodica, vreau să mă întâlnesc cu oameni. Să sărut pe toată lumea. Să iau în brațe. Nu așa, boule. Mi-a zis boule, dar eu nu mă fac că nu mai văd domnul Stucă. Eu nu mai pot de atâtea injurii. Eu apar la televizor și sunt jurat într-una. Eu și cu domnul Dan Puric. Nu se poate. Suntem două somități și uite unde am ajuns. Da, și păcat că voi sunteți tineri. Păi, amândoi avem cărți scrise. A, uite. Eu mai mă rog, puțin tu că... mai un pic și o scrii. Da. Bună seara, doamnelor și domnilor. De ce nu aveți bunăvoința de a le întinde o mână tinerilor actori, doamna Rodica Mandache și domnului Marius Manole, pentru a le da un serviciu la radio? Se poate face de acasă liniștit. Cine a zis? Și totodată la toți ascultătorii smart, le lipsesc vocile lor, zic și eu, într-o, un spectator. Un spectator, să știți că sunt oameni care nu e talentați pe radio, de exemplu eu. Nu, sunteți foarte talentat. Doamna Rodica, haideți că a trecut și accelerat. Uite, mie îmi lipsește, emisiunea mea îmi lipsește foarte mult. Păi doamna, ne-a dat afară pentru... Ia, vă trimit niște gânduri bune, vă rog eu să le primiți, da? Da, a fost dat afară de la radio, doamnă, n-ați pentru... Asta, cum se cheamă, când nu ai succes. Când că nu aveați rating. Aveți ratingul foarte mic. Doamna Rodica, haideți cu Mike Kondo ăla, a trecut acceleratul, pentru că se apropie cu pași repezi finalul emisiunii noastre. Marius Tucă Show. Vă rog.
Măi, când mă uit cum arăt, a trecut acceleratul peste fața mea. Nu, arătați super. De ce? Nu, vă rog eu frumos numai asta să nu spuneți, pentru că aici chiar suntem oameni frumoși și e păcat să... Adică... Eu... Trei oameni frumoși? Adică sunt și eu ca voi? Păi da. Doamnă, dumneavoastră... De-aia zic. Suntem într-un asemenea. Da, un asentimentul nostru. Cândva toate vor fi trecute, adică... să regretăm perioada de izolare. Bondarul e contrapunctul care trebuie în ecuație. Numai fraierii se plictisesc când rămân doar cu ei. Doamne, haideți că ne-am luat pe sus de mesaj, am primit al treilea mesaj în decurs de aproape o oră. Și deja înțeleg că vreți să participați la alegeri să fiți viitorul ministru al culturii. Păi ar merita. Eu? Da. Eu? Da, da. Da, da. Nu sunt bună, nu, îmi pare rău. Dacă aș fi bună, aș fi ajuns până acum. Corect, corect. Nu sunt bună. Așa m-am gândit și eu, că m-am mirat, de exemplu, de ce n-am ajuns. Că totuși am stat, atât am muncit și la un moment dat n-am fost niciun fel de ministru. Și cât ai citit, Marius? Și cât am citit, și cât am studiat, și cât am stat pe scenă, și cât... Și puteam, adică n-am înțeles niciodată de ce n-am ajuns ministru. Câte spectacole? Doamne, a stricat netul, a stricat. A dat cu pumnul, nu, dar frate, cum face? E o fată neagră, wow. Câte spectacol online? Eu acum am un spectacol online care se cheamă Discutabil. Câte spectacol online? Câte spectacol online? Da, bun. Nu, așa ajunge la tine. Dar, dar vedeți că v-a căzut în... Nu mai aveți imagine. Da, v-a căzut undeva... Pe final de emisie ați pierdut legătura. Am emisiune, doamnă, online. Am film, am tot online de acum. Ce a spus mai... degetul pe cameră, doamnă, și să vi se vede amprenta și cine, dacă e un hoț, vă ia amprenta digitală. Câte online aveți? Dar dumneavoastră câte online aveți? Nu, nu, să-i să o îndrepte pe doamna, Mandrache. Dă-mi și mie videoclipul ăla să-l văd. Dar nu e, se vede, măi, nu e la noi. E melodie frumoasă. E melodie frumoasă. Pune aici la n-am asta. N-am cum să pun. Hai. Doamna Adica, mai suntem sau mergem serios? Acasă? Deci nu am primit. Ah, eu făceam așa, mă uitam în direct și nu eram în cadru și făceam așa ca să mă încadrez. Da. Deci nu e ce e clip? E un clip muzical. Păi mai uite de ce am primit. E asta? Ăla, da. Păi te-ți dai sunet. Chilatea rămâne. Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloci, noi suntem la serviciu. Ceva modern. Vin și cine suntem ca la fumat. Cine a promus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și ghiviră. Uite cum i-a părut față. Pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări. Din România, USA sau nu știu care. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Are numai bunătății în casă. Ați mai vândut ceva de prin casă? Mai... Uite, are în spate Mona Lisa. Chiar deasupra ei. Da, e foarte mișto. Un tablou cu Mona Lisa sau cine? V-a plăcut piesa? N-am Mona Lisa. Dar e o doamnă acolo care cumva ne privește exact care s-ar fi dorit să fie Mona Lisa. E o pictură celebră aia. S-a și ăla e un tablou cu care și-a dat Diana examenul. Adică l-a vândut și a luat examenul? La Tonița, da. La Tonița. Frumos. Da. V-a plăcut melodia, cântecul de promovare al lui Manole și al lui... Ilona? O invităm în emisiune, stați că o invit. Vă invit. Acum, eu acum am numai invitat special în emisiune. Nu v-a plăcut? Cum? Aș putea să mă gândesc un pic. Hai, gândiți-vă un pic și vă contactăm noi data viitoare. Dar ce e cu dumneavoastră? Sunteți ușor pierdută, ușor rătăcită, ușor... Feminină. Ușor feminină, asta, exact. Asta am vrut să spun. Haideți, vă rog să citiți cele trei pagini și după aia gata, e gata emisiunea. Nu, merge. Gata, s-a terminat. A trecut acceleratul. Nu. Bine, Marius, hai, citește tu fabula. O să mă gândesc numai la povești, la bancuri. Da. Da, dacă aveți bancuri de specialitate care să fie... Oameni frumoși la da, ușuietă. Am primit două bancuri, ce înseamnă istoria cu COVID-ul. Asta vrem să dacă auzim. Dacă vreți, vi le... Da. Una este că... Tată, mai e mult până în America, taci și noată. Aha, asta foarte. E unul. Deci cum a zis, taci și noată?
Mai de mine. Da. Foarte bun. Așa, foarte excepțional. Aveți niște furnizori de, de bancuri este... să-i concediați. Da, și al doilea este cu bulă, care a venit la școală, da, cu ochiul vânăt și uh-huh, cu vânătăi mari pe față. Și profesoara l-a întrebat, ce-i cu tine, bulă? Și el a spus, era să mă muște o albină. Așa tare. Și el a zis, nu, nu, că n-a apucat. Tata a aruncat-o cu vâsla. Mai sunt niște bancuri foarte subtile și nu le înțelegeți voi, pentru că eu sunt mult prea rafinată pentru voi. Chiar când cobor. Cobor în jos. Păi, da, și când urcați, să știți, și când urcați, v-am văzut, sunteți foarte delicată. Mm-hmm. Din bouăle și din... nu ne scoateți. Dar chiar să bancurile astea să le păstrăm, să le spunem și la generațiile care urmează. Exact, trebuie să rămână ca o moștenire scrisă. Exact. Păi când i-a dat cu vâzla la... un șoricel, yeah, un șoricel a împins un elefant și i-a spus, ce te împingi, brută? Yeah. Da, vezi, măi, yeah, dacă eu spun Eliade, Marcheș sau Onil, voi cine? Faceți Onil? Bancuri și când spun bancurile astea odioase, voi tăceți cum ar fi trebuit să stați la Marcheș. Păi da, dar ne-ați practic cu... Nu. Cu bancurile astea noastre ne-ați închis gura, adică... Doamnă, e ca lață în cuși, ne-ați închis. Un practic fir este, la voi în cap, este prins invers. A, numai un fir? Bă, doamnă, toate acum lăsând orice glumă la o parte, hai, mă rog, gata. Care glumă? Că dacă n-a fost tot foarte serios, îmi pare rău. Era două glume, dar nici alea n-au fost reușite. Mai avem 3 minute, deci nu mai mult. Haideți, vă rog, să ne citiți ce vreți dumneavoastră, din ce carte, din aia cu... A venit iarna într-o duminică sau când a venit sau... A trecut acceleratul. Sau a venit aseară mama. A venit aseară, Hai, citește tu aia, fabula, ca să o întăreți. Păi eu am o fabulă, dar e o fabulă pentru oameni care se pot simți vinovați. Da. M-am pregătit o zi întreagă, am scris, uh-huh, l-am tăiat, l-am făcut cât mai scurt. Abia am așteptat, mă și gândeam cum o să spuneți. Doamne, unde l-a găsit? Cum găsește ea textele astea? Dar să știți că ce undeva în sufletul nostru am spus, unde a găsit ea textul de 3 pagini, frate? Nu s-o fi gândit că sunt 3 pagini, da, și că totuși la televizor în direct. Haideți, doamnă, începeți cu Luceafăru. Da, am greșit eu, că trebuia să nu spun nimica. Începeți cu Luceafăru acum, câte strofe apucați, și continuăm în emisiunea săptămâna viitoare, când o să facem. Vă rog, îi se vede doar părul blond. A, dați-mi pic camera mai jos. Azi e că eu sunt lipsă, arzând, că sunt așa în neant o vâlvătaie și blondă, voi sunteți acolo, pentru că dacă aș fi acolo, am și eu mâini și chestii, dar nu reușesc. Citești fabula ca să închei? Păi, da, eu fabula vă spun că se simte lumea. Uite, o citesc, doamne, că fiți atentă, că eu când am și fabula, te simți foarte atentă, că eu n-am înțeles nimic de nea când am și-o prima dată. Da? Da. Zice așa, că un om poznaș au fost schimbat, vă 3 femei cu cununii. Fiind tu strele încă vii. Dar acolo era un aspru împărat la care, cum au mers asemenea știință, au și găsit de cuvință ca pentru așa faptă pe om să-l dea în judecată. Iar spre mai aspră înfrânare, judecătorii au pus el înainte să fie cu luarea minte și să închipuiască pedeapsa cea mai mare unei asemenea de pildă rea urmare. Că la deîmpotrivă, el hotărât era pe toți să-i spânzura. Uite, vezi, un astfel de împărat nici pe la noi n-ar fi stricat. Bun, judecătorii văd că nu-i deșuguit. Să hotărască drept, ei mulți s-au sârguit și numai Dumnezeu de sus i-a luminat, căci socotința lor aceasta a urmat. Ca omului să dea femeile tustrele, îndatorându-se de a trăi cu ele. Norodul însă s-a mirat pentru asemenea prea slabă hotărâre și sigur toți au așteptat pe vreun judecător să vadă spânzurat. Dar n-au trecut nici 4 zile și s-au împrăștit prin țară auzire că cel cu 3 femei bărbat de răul lor s-a spânzurat. Și de atunci, în acea țară, cu 3, mai nimeni nu se însoară. V-ați prins, doamna Rodica? E foarte frumos și a spus-o bine. Crește tu, doar crește tu, se vede.
Bine, emisiunea noastră se încheie aici. Sunt chiar impresionată. Mulțumesc, Marius Manole. Ei, dar n-aș știu, ați tot pe telefon. Mulțumesc, Marius Manole, mulțumesc, Rodica Mandache. Nu mai știu tot de pe telefon. Mulțumim publicului. Îi se văd doar tablourile de pe... Mulțumim publicului. Poate scumpe, spune-mi la ce ori ai... Pe Instagram, acum ai la pe 9, YouTube. La 9 am. A, seara asta am invitat pe Pavel Bartoș. Pavel Bartoș, la orele 21, pe YouTube-ul cui? Pe YouTube-ul meu, Marius Manole. Să luptă cu YouTube-ul telefonul. YouTube-ul și pe Instagram, nu? Nu, numai pe YouTube, am trecut pe YouTube, pe pagina Marius. Ați văzut, adică seara asta l-am invitat pe Pavel Bartoș. Veniți la mine în emisiune, dacă e, acum am numai personalități speciale. Da. Dar după aia o să luăm și oameni obișnuiți. Veniți? Pe mine trecem la oameni obișnuiți. Păi acolo. Acolo erați, doamnă, ce naibii. Bine. Dar nu erați la... Nu ar să fi fost la personalități. Hai că parcă v-aș scoate la restaurant. Haideți că e târziu. Mersi mult pentru participare. Chiar și poezia aia. Eu aveam o replică în Joy Mega Joy. O replică bună. Mie tineretul îmi place pentru că are grijă de mine. Mă lasă să trec strada pe roșu. Ce și? Frumos. Trebuie să anunț o anunțare, doamna Adica. Da, vedeți că pe 1 mai, când e ziua, ce e pe 1 mai? Ei, pe 1 mai, cine nu știe? Da? Este înălțarea ziua... părit vechi sau... Armindenul. A? Armindenii, exact. Ce-o fie ăștia? Armindenii. Pe 1 mai este năpasta la televizor, în regia lui Radu Afrim. Nu. Știți? Bine. Da. Și se dă și câtă speranță. Se dă tot timpul, măcar că nu primește nimeni. Da. Ce spui de mai sunt în seara asta? În seara asta cred că am multe în seara asta. În seara asta am făcut și un perghin, mă rog. Perghidul? E patului Procust. Patului Procust e, la Bulandra. Da. Cătălinei Buzoianu. Și mai ce e? Atâta știu. Bun, ne vedem în 4 minute cu Ion Cristoiu la ediție specială. Sunt foarte multe știri de ultimă oră care necesită dezbaterea. Mulțumesc, Marius Manole. Și eu mulțumesc Rodica Mandache. A venit iarna într-o duminică, am aflat, dar, mă rog, acum e de aproape vară, primăvară spre vară. Da. Vedem săptămâna viitoare când, exact când a venit. Ne întoarcem în 3-4 minute. Țineți aproape.